Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Salutare, dragi radioascultători! Chiar dacă suntem în plină vară și majoritatea dintre noi sunt cu gândul la vacanță, antrenamentele, ca de fiecare dată, sunt la ordinea zilei în armată. În ediția de astăzi vă comunicăm despre militarii care s-au antrenat la exercițiul tactic cu trageri de luptă Scutul Dacilor 2020. Facem cunoștință cu locotenenta Xenia Fetco, tânăra care a absolvit de curând Academia Militară și a pășit ferm în marea familie de militari. Dar și vă comunicăm despre primele impresii ale contingentului KFOR 13 în Kosovo. Noi, domnița Jechiu și locotenent Ludmila Solomon, vă spunem audiție plăcută! La centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Dacia de la Cahul s-a încheiat exercițiul tactic cu trageri de luptă Scutul Dacilor 2020. Antrenamentele la care au participat peste 500 de militari ai Armatei Naționale s-au desfășurat 4 zile. La faza finală a exercițiului au fost prezenți oficialii apărării. Oficialii au urmărit tragerile executate de militarii participanți din tunurile anti-tank, instalațiile antiaeriene și armamentul de infanterie. De asemenea, au fost utilizate mijloacele blindate, mașinile militare de transport și plantatorul de mine tractat. Am participat la un eveniment de înăploare, un eveniment care caracterizează pe un militar adevărat, pe un apărător al țării adevărat. Voi astăzi s-a arătat că noi suntem gata să apărăm țara Republica Moldova. Eu mă mândresc că așa sunt militari, așa sunt soldați, așa sunt ofițeri. Vă mulțumesc pentru serviciu. A menționat șeful Marelui Stat Major, general de brigadă Igor Gorgan. Scenariul evenimentului a cuprins și revista de front a tehnicii militare, briefingul de informare despre exercițiu și acțiunile efectivului conform situației tactice. Ministrul Alexandru Pânzare a apreciat prestația militarilor, menționând că este mândru de măiestria și încrederea cu care aceștia au operat în cadrul manevrelor. Redau sentimentele mele de mândrie și sentimentele mele de a mă simți în siguranță când am văzut exercițiul de astăzi. Da, cineva crede că noi nu putem, dar nu este așa. Noi și pe viitor vom dezvolta capacitățile armatei, vom face tot posibilul să ridicăm salarii, să fiți echipați, tatu mare grijă la unii încălțăminte, îmbrăcăminte. Poate nu e așa cum ar trebui să fie, dar să știți că ne doare și pe noi și o să facem tot posibilul să fie mai bine. Eu vă doresc misiuni fără premier de succes. Prezent la activitate, secretarul Consiliului Suprem de Securitate al Președinției Republicii Moldova, Victor Gaiciuc, de asemenea, a apreciat profesionalismul de care au dat dovadă militarii în timpul executării antrenamentelor. Mă bucur faptul că dumneavoastră continuați acele frumoase tradiții a brigăzii dumneavoastră de infanterie. Eu o să transmit astăzi comandantului suprem a Forțelor Armate că dumneavoastră, militarii de la Cahul, sunt gata să-și îndeplinească cu cinste datoria de ostaș Armate Naționale, datoria de cetățean a Republicii Moldova. Vă doresc și mai departe succese, curaj în îndeplinirea misiunii. Denotat că exercițiul Scutul Dacilor 2020 a avut ca scop dezvoltarea capabilităților efectivului pentru îndeplinirea misiunilor și sarcinilor pe timp de pace și în situații de criză. Antrenamentele fac parte din planul pregătirii de luptă al Armatei Naționale pentru anul 2020 și contribuie la menținerea unui nivel optim al pregătirii profesionale a militarilor și al capacității de luptă a subunităților. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Curajul, la fel ca și patriotismul, nu mai ține cont de gen, iar o femeie în uniformă militară nu mai miră pe nimeni în prezent. Anual, tot mai multe domnișoare aspiră pentru o carieră militară și sunt convinse că alegerea făcută este una potrivită caracterului și felului de a fi.
În ediția de astăzi o cunoaștem pe locotenenta Xenia Fetco, tânăra care a absolvit acum o lună Academia Militară și a pornit cu fermitate spre realizarea visului. De ce a optat pentru cariera militară? Ce experiență i-a dus studenția, dar și care sunt provocările la început de cale, a încercat să afle colega Steluța Moscalciuc. Dacă mai ieri era studentă, astăzi Axenia poartă cu mândrie și responsabilitate epoleții de locotenent și își desfășoară activitatea cot la cot cu cei de la care a aflat toate secretele vieții militare, așa cum este ea, cu provocări, dar și cu numeroase momente interesante. Acum 4 ani a optat pentru o școală militară, însă părinții au avut păreri împărțite privind alegerea ei. De atunci și până la momentul de față le-a demonstrat că a făcut alegerea corectă, iar experiențele trăite în cadrul instituției de învățământ i-a lăsat multe amintiri frumoase, subliniază ofițerul. Cu 4 ani în urmă am hotărât ca să încerc să depun documentele la Academia Militară, din motiv că este o profesie nobilă, mai întâi de toate. Apoi a fost o dorință spontană, așa pot spune. Familie, doar fratele meu a făcut serviciu militar în termen. Tata, fratele, desigur, s-au bucurat, au reacționat pozitiv, dar mama total nu a fost de acord, deoarece se gândea la care vor fi avantajele, care consecințe. Acum deja s-a schimbat părerea totală, este împlinită, este bucuroasă de succesele mele. Am avut mai multe experiențe, însă cea mai reușită, cea mai interesantă a fost deplasarea noastră peste hotare în Bulgaria. Am plecat doar artileriștii la o aplicație Platinum Line în Nova Selonie. Am avut trageri din armamentul din artilerii, din aruncătoarele de 82 mm. Desigur, am avut acolo și excursii, deplasări, exerciții, a fost foarte interesant. Anii de studenție petrecuți în sălile de studii și poligoanele de instruire i-au adus nu doar o pregătire temeinică în domeniul militar, dar și medalia bărbăție și curaj, despre care astăzi vorbește cu mândrie. Am avut lecții teoretice, atât și lecții practice. Lecțiile teoretice aveau loc aici pe teritoriul Academiei, dar lecțiile practice în timpul ieșirii de companie, atunci când plecam la poligonul Bulboaca, unde toată teoria o aplicam în practică. Semestrul 2 din anul 4 a fost exibit pentru noi, a fost ceva nou. Toate lecțiile au avut loc online, atât și examenele de status, ținerea tezei de licență prin platforma Zoom. Dar totul a decurs cu bine și am absolvit mai diferit ca anii trecuți. Medii înalte, 6 studenți au fost decorați în ziua absolvirii cu medalia bărbăției și curaj. Este o mândrie mai întâi de toate și m-am bucurat destul de mult de succesele care le-am acumulat. Absolvind Academia Militară, alegerea mea a fost să-mi continui serviciul militar aici în Academie, dar deja la funcție de ofițer, la comandant de pluton. M-am avut această oportunitate. Deja toți îmi par cunoscuți, cunosc locul bine, cunosc persoanele care își duc serviciul militar aici și cred că va fi mai simplu pentru mine. Fie un ofițer mai întâi de toate înseamnă a fi un bun patriot, a avea curajul de a-și apăra țara și totodată de a avea capacitate și capabilitate de a conduce. Tânăra mai spune că deși a obținut funcția de comandant de pluton, trăirile și nostalgia după anii în care și-a pus bazele artei militare nu o părăsesc. Chiar și acum am impresia că sunt student. Încă nu m-am acomodat la această funcție, poate din motiv că încă noi abiturienți nu sunt pe teritoriu și am impresia că încă sunt în calitate de student. Dar ne pregătim pentru a întâmpina pe cei noi și așteptăm cu drag. Fiind la funcția de comandant de pluton de artilerie, așteptăm studenții să vină mai repede în Academia Militară pentru a începe cursul de integrare al tânărului student. Vom avea diferite ore, practice cât și teoretice, instrucția de front, instrucția tragerii, NBC, pregătire medicală, pregătirea fizică, deci împreună ne vom pregăti pentru depunerea jurământului militar. Așteptările mele sunt să acumulez mai multă experiență, să mă dezvolt pe plan profesional. Desigur, am emoții, nu știu cât de bine mă voi descurca, dar sper că totul va fi bine. A fost locotenent Axenia Fetco. De menționat că toți absolvenții Academiei Militare, care acum o lună au obținut diploma de licență și epoleții de ofițer, au fost repartizați la locurile de serviciu în unitățile armate naționale. Militarii celui de-al 12-lea contingent al Armatei Naționale au revenit acasă din operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo, unde s-au aflat timp de 7 luni. Cu această ocazie, la Ministerul Apărării a avut loc o ceremonie de întâmpinare la care a participat ministrul Alexandru Pânzari și șeful Marelui Stat Major, general de brigadă Igor Gorgan.
Ministrul Apărării a subliniat prestația bună demonstrată de cei 41 de militari moldoveni, care și pe timp de pandemie au reușit să-și îndeplinească cu succes misiunile în teatrul de operații din Kosovo. Studiat peste hotare, știu ce înseamnă să fii străin undeva, știu cât costă ca să reprezint țara, naționalitatea ta la nivelul cuvenit. Am monitorizat cu atenție prestația dumneavoastră în Kosovo, nu am obiecții, știu că contingentul KFOR a apreciat prestația militarilor noștri, a dumneavoastră. Cel mai important fapt este momentul că v-ați întors toți vii și fără traumatisme și asta pe noi ne bucură cel mai mult. Știu că colegii v-au fost în ajutor aici. Noi și în continuare vom stimula, vom susține exportul de securitate. Vreau și cer la dumneavoastră ca acele practici bune, experiențe bune care le-ați văzut, să le implementați aici în Republica Moldova, de la nivel de comportament până la nivel instituțional, să propuneți regulamente, instrucțiuni, amendamente la legislație, poate la actul normativ intern. Colegii, sunt mândru de voi și vă mulțumesc că omenești și pe prisma funcției care dețin pentru lucrul care l-ați făcut și vă doresc succes în continuare. A menționat ministrul apărării. La tradiționala ceremonie de transfer de autoritate, comandantul KFOR 12, locotenent colonel Ion Cozaru, a subliniat că conducerea misiunii a apreciat profesionalismul demonstrat de militarii moldoveni în îndeplinirea misiunilor încredințate. Pe parcursul acelor 7 luni de misiune, efectivul contingentului armatei naționale în Kosovo a avut o prestație înaltă, demonstrată prin curajul, devotamentul și modul de desfășurare a misiunilor, pentru care au fost înalt apreciați de către conducerea misiunii KFOR, cât și de către conducerea comandamentului regional Vest. Reieșind din situația alarmantă în întreaga lume, mandatul pacificatorilor nu a fost unul deloc ușor, acesta implicând și o serie de provocări la care militarii noștri, ca de fiecare dată, au făcut față cu brio. Prima provocare pentru întreg efectivul contingentului armate naționale a fost de a participa într-o misiune de menținere a păcii internațională. O altă provocare, plinirea tuturor misiunilor parcursul acelor 7 luni, paralel cu pandemia care a cuprins o lume întreagă. Problema cu care atât efectivul contingentului armate naționale, cât și efectivul KFOR a făcut față cu brio. Atunci când misiunea pentru efectivul nostru a fost extinsă cu o lună, efectivul a reacționat pozitiv, au făcut față emoțiilor și am dus la bun sfârșit îndeplinirea misiunii. În această perioadă, efectivul contingentului armate naționale a colaborat atât cu efectivul contingentelor dislocate în cadrul Camp Village Italia, Comandamentul Regional Vest, cât și cu efectivul din alte contingente din alte țări din cadrul Comandamentului Regional Est. Nu în zadar mutoul comandamentului în care am activat este 7 națiuni cu misiune. Locotenent colonel Cozaru a venit și cu un mesaj către efectivul care a preluat mandatul în Kosovo. Efectivului KFOR 13 le dorim colaborare strânsă cu toate națiunile misiunii KFOR, să poarte cu cinste și onoare drapelul Republicii Moldova și drapelul Armatei Naționale. Misiune ușoară și așteptăm cu drag acasă. Datorită prezenței în misiunea colegului nostru Vitalie Iovu, am aflat din prima sursă impresiile formate pe pământul kosovar a comandantului KFOR 13, locotenent colonel Veceslav Corcodel, îndată ce a primit drapelul și responsabilitățile funcției. Primele impresii după pauză de 6 ani între misiuni sunt pozitive. Natura în regiune este foarte frumoasă cum și-a fost și am fost impresionat de dezvoltarea infrastructurii în Kosovo. În unitate m-am simțit așa parcă nici nu au trecut aceste 6 ani de zile între misiuni. Pe parcursul deplasării către locul destinației au fost întreprinse măsuri recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății. Au fost limitat la maxim contacte cu populația civilă și personalul serviciului vamală diferitor țări. Considerație că plutonul moldovnesc este o parte componentă a companiei italiene Papacoi. Așteptările sunt că în timp scurt vom desfășura pozitiv și calitativ instruirea și închegarea colectivă între subunități. Sper că în timp scurt vom crea relații bune și pozitive între națiunile dislocate în Camp Village Italia și contingentele care activează în misiunea KFOR. Având experiență, sper să avem colaborare fructuoasă cu partenerii italieni și să avem mai multe misiuni comune. Menționăm că în semn de apreciere a rezultatelor excelente pe perioada mandatului în Kosovo, un grup de militari au primit diplome de onoare ale președintelui Republicii Moldova și
distincții ale Armatei Naționale. Cel de-al 12-lea contingent al Armatei Naționale s-a aflat în Kosovo în perioada decembrie 2019-iulie 2020. Acesta a fost înlocuit de un alt contingent de 41 de militari moldoveni în cadrul unei ceremonii de transfer de autoritate în baza militară italiană Camp Villaggio din localitatea Peci. Efectele negative ale pandemiei se răsfrâng tot mai mult asupra vieții militare. Activitățile de zi cu zi desfășurate altădată în Armata Națională au fost reduse sau chiar și-au schimbat conceptul de desfășurare. De fapt, situația e la fel în toate domeniile de activitate și nu doar în țară. Mai mulți militari aflați în misiuni sau cursuri de instruire peste hotare sunt nevoiți să facă cale întoarsă chiar la jumătate de drum. Este și cazul militarului Mihail Nichita, revenit recent de la un curs de instruire desfășurat în SUA. Colega Steluța Moscalciuc a discutat cu el și vine cu mai multe detalii. Acum 6 luni discutam cu ofițerul Nichita despre misiunea în care urma fi detașat. Era încrezut în forțele proprii și motivat să trăiască o experiență nouă printre militarii internaționali în baza militară din San Antonio, Texas. Însă, pandemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap. La 29 ianuarie, ajuns în Statele Unite, a dat start cursului de limbă engleză, iar din martie a trecut la instruirea la distanță. Cursul de captain carrier era preconizat să se desfășoare până luna noiembrie, dar a finalizat în iunie curent, spune Mihail Nichita. Am studiat limba engleză la nivelul satisfăcător pentru continuarea cursului, însă ieșind din situația pandemiei apărute, s-a stopat cursul pentru ulterioarele perioade. Tot ce am făcut a fost doar studiile limbii engleză, începând cu 7:30 dimineața și finisând cu orele 16 ziua. Primele 3 zile au fost familiarizarea cu baza militară, după care luni până vineri, zi de zi, limba engleză. Asta a durat până pe data de 10 martie. După data de 10 martie s-a început pandemia și am stat la distanță, făcut prin programa Zoom. Distanța socială, mărci de protecție, sălile de forță, cantinele au fost stopate sau cel puțin reduse în jumătate, lucrau la 50%. Militarii chiar și la noi din țară sunt care au mai rămas studieze cursurile, au reușit să le transfere dintr-o bază în alta, starteze ulteriorul curs. Militarii care au finisat cursul doar de limba engleză au stat și au așteptat până la prima posibilitate de a fi detașați acasă. Aflându-se pe tărâmul american, capitanul Nichita relatează că a avut posibilitatea să viziteze mai multe monumente istorice, muzee și locuri de importanță națională. Pe lângă noile experiențe, militarul s-a ales și cu un prieten, alături de care a avut posibilitatea de a cunoaște alte aspecte ale vieții. Pentru studenții internaționali, partea americană, la weekenduri organizau excursii prin diferite stați sau diferite orașe a Statelor Unite. Muzei, grădini zoologice sau locuri istorici. Foarte multe muzee, istoricul Statelor Unite, de războaie civile, independența persoanelor afroamericane. M-a frapat foarte mult mentalitatea și bunătatea persoanelor. Fiind străin, erau săritori la nevoie. Mi-am făcut un prieten. Foarte des ne întâlneam și am trecut la discurs. Timpul liber care îl avem, undeva la 70% îl petreșem cu dânsul. Mult ne-am schimbat în idei de tradițiile noastre, tradițiile lor. Foarte multe lucruri interesante de credință islamică. A avut o perioadă de timp așa numit posta lor a Ramadan. Toată ziua nu ieșau din cameră, nu mâncau, nu beau apă, doar seara după orele 8. Ne povesteam și ne schimbam cu experiențele, ideile, tradiții. Cât privește revenirea la cursul de captain carier, militarul spune că valabilitatea certificatului care îi atestă nivelul de cunoaștere a limbii engleze este de 3 luni jumătate, iar dacă acest timp expiră, trebuie să o ia de la capăt. Sunt foarte bucuros și mândru că am căpătat accesul la cursul dat, necătând la faptul că nu l-am finisat până la urmă, am dat doar startul de studiere a limbii engleze. Am căpătat o experiență bună, anume practica vorbirii cu persoanele americane native. Totodată mi-am făcut foarte mulți prieteni din diferite state. Vă regret faptul că n-am finisat cursul, dar sperăm că va veni perioada când vom fi nevoiți să plecăm din nou la el. Din momentul ce am părăsit Dealaiu, avem perioada de 3 luni și jumătate, așa numit perioada
perioadă grație. Avem diploma de studiere a limbii engleze și este valabilă. Urmează probabil o testare la nivel de țară a limbii engleze și dacă acumulăm punctajul necesar pentru curs, mergem în mijlocii direct la curs. În cazul contrar, deja depinde de țara noastră, ne dă posibilitatea sau să ne ducem din nou la studierea cursului limbii engleze sau numește alt candidat. A fost căptanul Mihail Nichita, militarul revenit recent de la un curs de instruire din Statele Unite. Militarii din compania Gărzii de Onoare, care la 24 iunie curent au participat la parada organizată cu prilejul aniversării a 75-a a Zilei Victoriei de la Moscova, Federația Rusă, au primit diplome speciale din partea președintelui Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate Igor Dodon. Totodată, 5 dintre aceștia au fost decorați de Ministrul Apărării cu distinții ale Armatei Naționale. În cadrul ceremoniei oficiale care a avut loc la Ministerul Apărării, Igor Dodon a declarat că prezența contingentului din Republica Moldova, format din 75 de militari, a reprezentat un omagiu adus conaționalilor noștri care și-au jertfit viața pentru Marea Victorie. Eu personal, fiind alături de voi, am fost copleșit de o mândrie deosebită pentru poporul nostru, pentru cei care au luptat în Marea Război pentru apărarea patriei. Eu sunt fier convins că marea majoritate cetățenilor Republicii Moldova, indiferent unde se aflau la acel moment, în Republica Moldova sau în afara țării, au privit cu mândrie cum dumneavoastră ați defilat pe Piața Roșie. Militarii sunt tot timpul la datorie, indiferent de problemele și provocările care apar. În pofida pandemiei de care suntem loviți, comparativ cu alte țări, niciun ostaș moldovean nu a fost testat cu virusul COVID nici la plecare, nici la revenire. Toți 75 au plecat sănătoși și au revenit sănătoși și demni de a fi adevărați cetățeni și reprezentanții Republicii Moldova. Eu cred că vor trece ani, dragi soldați, și dumneavoastră veți spune copiilor, nepoților dumneavoastră, le veți aduce aminte și vă veți mândri cu faptul că ați participat la acest eveniment solemn din anul 2020. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată și în semn de recunoștință am decis să mânez fiecărui din dumneavoastră diploma specială a președintelui Republicii Moldova. La rândul său, ministrul apărării a menționat că această recunoaștere a meritelor Gărzii de Onoare vine după multiple aprecieri pe care le primim de la partenerii străini, unde, cu mândrie, devotament și sacrificiu, ne reprezintă țara și instituția de apărare. În acea zi, când ați participat la paradă, m-ați făcut să fiu mândru și fericit pentru că, văzându-vă alături de tricolorul nostru la parada faimoasă, ați avut o prestație impecabilă. Am fost sunat de sute de cetățeni care au remarcat că a fost ceva extraordinar și erau și ei mândri și fericiți la rândul său. Garda de Onoare este sub diviziunea de elită a Armatei Naționale, iar dumneavoastră ați fost cei mai buni din această subdiviziune. Vreau să remarc că misiunea nu a fost ușoară pentru că ne-am deplasat încolo în condiții de pandemie, iar faptul că am plecat sănătoși și ne-am întors sănătoși, la fel este o performanță. Pentru noi aveți un nivel foarte mare de disciplină în unitatea pe care o reprezentați. Eu vă doresc serviciu ușor, vă felicit încă o dată cu prestația impecabilă și să aveți în continuare misiuni ușoare. Militarii care au defilat în Piața Roșie și-au exprimat emoțiile ce i-au copleșit în timpul evenimentului de la Moscova. Sunt soldat Ignatescu Petru, militar în termen în compania Gardă de Onoare, fiind selectat în această subunitate de elită a Armatei Naționale și în special la participarea la parada militară prilejuită aniversării a 75-a victorie în Marele Război pentru apărarea patriei, am simțit o onoare și o mândrie, dar și mai multă responsabilitate foarte mare că voi fi unul din cei 75 de militari care au cinstit onoarea și vitejia eroilor ce au luptat în acel război. În special a străbunicii mele, Slobodeniuc Ana, participantă ca asistent medical pe câmpul de luptă. În calitate de militari, suntem obligați să ne apărăm patria chiar și cu prețul propriei vieți și să nu uităm niciodată de eroismul de care au dat dovadă bunei și străbunei noștri. Servesc Republica Moldova. De menționat că după revenirea în Republica Moldova, contingentul companiei Gărzii de Onoare a fost plasat în carantină strictă pentru 2 săptămâni, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Cazuri de infecție cu noul coronavirus printre cei 75 de militari nu au fost înregistrate. Până în prezent, militarii moldoveni au participat la parade în țări
precum Bulgaria, Franța, Lituania, România, Ucraina, Federația Rusă. Să fie atât de departe de relele lumii încât orice veste rea care vrea să te atingă să ajungă la tine decât după ce devine istorie. Să ne ghidăm zilnic pașii după spusele marelui poet Adrian Păunescu. Astfel vom învăța să fim mai buni cu noi înșine și cu aproapele nostru. Alături de voi a fost regizoarea Domnița Jechiu și Ludmila Solomon. Până la următoarea întâlnire, la revedere!